Libra Energize, unul dintre cele mai iubite programe pentru angajați. După un an de pauză, ne întoarcem. Sport, adrenalină, depășirea limitelor, 10 probe, 100 de kilometri de alergare montană, 30 de kilometri de mountain bike, stand-up paddling, bowling, canoe, parc aventura, duatlon, probe de orientare, toate parcurse de 10 echipe, 60 de colegi cu aceeași pasiune. Sportul. 3, 2, 1, start! Povestea mea cu Libra Energia s-a început acum 5 ani de zile și într-adevăr am găsit aici multă energie pozitivă, entuziasm, strategii, obiective comune. Libra Energize pentru mine înseamnă în primul rând spirit de echipă. De asemenea înseamnă competitivitate, înseamnă fair play. E greu de descris ce înseamnă Energize pentru mine. Autodepășire, autocunoaștere, performanță. La Energize fac parte din echipa Work It Out, după cum se și poate vedea. Cut! Dublu numărul 2. Fac parte din echipa Troublemakers. Am avut o probă de microorientare. La acea probă trebuia să ne orientăm într-o matrice. Ești gata? Da. Nu. Punctele slabele echipei, toată lumea știe. Orientare, clar, Olinu, tot timpul rătăciți. O altă probă a fost aceea de labirint, unde, de asemenea, pe o suprafață de 50 de metri pătrați, era un labirint, ni se dădea o hartă, iar noi trebuia să atingem anumite puncte din labirintul respectiv. Despre proba de canoe pot să râd. A fost foarte interesant, fiindcă noi am parcurs distanța dintre cele două puncte ale lacului în spirală. Am avut o tehnică interesantă de a avansa în spirală. Am fost un haos total, o dezorganizare, pentru că fiecare dintre noi știam cel mai bine cum se vâslește, niciunul nu știam de fapt. Plus că ne-am mudat, lioar, că a fost proba urâtă pentru mine. Am tot urlat tot lacul ăla, 1-2, 1-2. De... la un moment dat, cum au zis, și organizatorii se auzeau și la un mal și la altul. 1-2. Probabil și alte echipe puteau intra în canoe și să fie coordonați tot de mine, din altă barcă. Am avut câteva momente unde am mers extraordinar. Am zis, bă, m-am simțit ca la proba olimpică de asta. Extraordinar. Mergeam drept, am ținut câteva minute bune. Pentru Troublemakers, să vedem la anul. Anul ăsta nu mi-au nicio șansă. Pornind la traseu cu ei, o să dată doar să mi-au o geacă de puf sau ceva, să, că e, da, e frig și trebuie să-i aștept, trebuie să stau de urma lor. Dar sunt buni, sunt foarte buni, au o motivație extraordinară și împreună reușim. Noi suntem mai buni la probele tehnico-tactice. Nu suntem atât de antrenați la alergare. Cred că eu sunt punctul slab. La Parc Aventura abia așteptam să ajung ca să ne suim pe stâlpii aceia, pe scripeți, ca să arătăm tot. Mi-ar fi plăcut să fac și proba de albastru și cea de verde, ca să dobor toți timpii care au fost până la mine. A fost pentru prima dată când am făcut un asemenea traseu de cățărare și am așa o satisfacție maximă că am scos cel mai bun timp. Nu cred așa ceva! Deții recordul traseului! Mamă! Și mi-a plăcut maxim, deci clar o să revin și o să mai fac. Acolo a fost o probă solicitantă și fizic, însă a fost și o probă de îndemânare. Senzațional. Mai aveam foarte puțin, le-am făcut pe ele mai grele și la asta am pierdut echilibru și energia.
superb. Chiar merită. Ceva dificil la cel albastru, dar a mers, a fost o provocare așa. La penultima porțiune, înainte de tirolean, unii parte amuzantă. Tiroleana, partea amuzantă, penultima varsă, nu mai putea, nu, dar mi s-au blocat mușchii de la antibraț și acolo am fost, acolo. Am avut nevoie de băiatul ăla să mă salveze. No. Ce chestiune, bă, să ai de capul. Hai de capul meu, în viața mea n-am făcut. Deci că-s balerin aici. Calma un pic, mă gândesc la o chestie. Începutul și finalul sunt cele mai frumoase. La început toată lumea e cu mâinile în aer, bucuros că începe cursa, la final iarăși că se sfârșește, dar la mijloc când îți dai seama cât mai ai din cursa respectivă, atunci așa, parcă scade o perdea, vezi negru, nu știi cât mai ai, unde o să ajungi, în cât timp termini, e mai complicat. Fiecare probă e unică, fiecare probă e super, mega solicitantă. Dar proba de suflet pentru mine este proba de alergare montană. Iubesc muntele din tot sufletul și nu aveam ocazia să descoper acest lucru dacă nu întâlneam Libra Energize. Am depus foarte mult efort, dar a fost frumos într-o ambianță foarte plăcută și competitiv. Prin Libra Energize am reușit să-mi găsesc o motivație. Weekendul ăsta am avut și rezultate, dar a venit din inerție. Poate pentru că ne-am simțit foarte bine pe traseu și am colaborat noi ca și echipă foarte bine. Despre asta a fost vorba, de fapt. Asta e frumos la Libra, de fapt, la Libra Energize, că nu aveam ocazia să cunosc țara asta, a noastră, dacă nu era Libra Energize. Băi, ai întrebări? Sau...